Camerele de supraveghere montate în unele școli au dat deja roade. Din informațiile pe care le avem până acum, din discuțiile cu directorii unităților de învățământ care și-au montat camerele de supraveghere din ceilalți ani, s-a redus fenomenul violenței. Chiar cu acordul părinților au fost montate camerele de supraveghere și în sălile de clase, fără sonor, numai cu imagine. Nu toate cadrele didactice consideră însă că diminuarea violenței în rândul elevilor se poate face cu ajutorul camerelor de supraveghere. Altfel, educație, să-l convingi că nu trebuie să fie. Cred că mai mult decât să-i pui camera pe dânsul și să îi spui, uite, ce camera, ai jandarm? Înlocuim jandarmul cu camera sau monitorii de pe timpul domnului Pucea? Nu. În școlile unde există camera de supraveghere, elevii sunt mult mai liniștiți, iar incidentele în rândul minorilor sunt tot mai rare. Problema este însă că nu există resurse financiare suficiente pentru a dota toate unitățile cu camere video. Trebuie sprijin din partea autorităților locale, din partea poliției de proximitate, astfel încât școlile să beneficieze de resursa financiară pentru a-și putea achiziționa un sistem de supraveghere performant. Dotarea școlilor cu aparatură video se face doar la solicitarea conducerii. În cazul montării camerelor de supraveghere în clase, este nevoie și de acordul părinților.